Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Izvoarele Folclorului. După o mică vacanță, iată, revenim în casele dumneavoastră, astăzi cu o invitată specială, venită de departe, cu toate că ea este, se trage de pe meleagurile noastre, de pe aici, de pe la Iași, dar viața a dus-o prin celălalt capăt de țară, dar astăzi a poposit în studioul Apollonia TV, la emisiunea Izvoarele Folclorului. Este vorba despre interpreta de folclor, Marilena Guzgă. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt tare bucuroasă că v-am cunoscut. Noi ne-am cunoscut zilele trecute la un eveniment aici și povestea dumneavoastră de viață și cea profesională am considerat că ar fi bine să o împărtășim și telespectatorilor noștri, pentru că mie îmi place să aduc aici în emisiunea aceasta oameni de la care putem afla povești frumoase și de ce nu avem lucruri de învățat. Iar dumneavoastră, cu o experiență vastă ca interpret profesionist alături de o orchestră profesionistă, o să dezvăluim pe parcurs telespectatorilor, consider că aveți ce să ne povestiți. Siguranță. În acest domeniu. De unde a început, să o luăm așa cu începutul, pasiunea dumneavoastră pentru muzică? Pasiunea mea pentru muzică a început de pe băncile școlii. Pot să spun că probabil asta e un har de la Dumnezeu dat. Și încă de la școală, eu de mică, am ascultat muzică, am memorat-o foarte repede. Și am zis că nu se poate, și eu trebuie să ajung ca Irina Loghin, ca Maria Ciobanu, știți cum era înainte. Acele plăci, se asculta exact. Muzică la și plăci. Și la difuzoare, da, așa, da. Și dădea pe Irina Loghin, pe Ion Dolănescu, pe Maria Ciobanu, zic, au, Doamne, oare când ajung și eu acolo? De aceea se spune că ai grijă în viață ce-ți dorești. Așa este, da? Să știți că da. Și mie mi s-a întâmplat acest lucru. Într-adevăr, trebuie să-ți dorești ceva foarte tare și exact. Într-adevăr să fie pentru tine și se întâmplă. Și dumneavoastră vi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și pot să spun că asta este sufletul meu, muzica. Eu și acasă ascult muzică toată ziua, dar referitor la chestia asta, de unde a plecat, și profesorii la școală întrebau: tu ce vrei să te faci când ajungi mare? Tu ce vrei să te faci când ajungi mare? Eu am zis că vreau să mă fac cântăreață. Tu, cântăreață? Da! Puneți-mă la probă! Tatăl meu m-a cumpărat un acordeon. Ce aveam? Aveam vreo 10 ani, 11 ani, din câte mi-aduc aminte. Și am învățat să cânt singură la acordeon. Era un acordeon micuț cu 32 de bași. Na, nici eu nu eram așa mare. Da. Și am învățat să cânt prima melodie, un vals, pe lângă Plopii fără soț. Nu e ușor. Nu știam acordeonul este un instrument complicat. Cum da? Să dau de capăt la bas ca să am armonia aia completă. Și numai bine a venit un fiind de-a părinților mei pe care l-a cununat. Ăla era muzician. Venise ei pe la București în vizită și mi-a arătat cum să... După urechea mea muzicală știam care-i do, care-i re, mi, deci toate notele. Deja le descifrați cu ușurință. Dar nu ieșeam mie acolo, na, eram și prea mică. Am învățat-o și pe aia n-a fost greu, mi-am dat interesul ce înseamnă. În viață trebuie să faci ceea ce-ți place. Așa este. Ceea ce-ți place. Puteți o mai spuneți odată. Bine, s-au organizat serbările școlare, ca la școală. No, hai că o punem și pe Marilena Guzgă, acum să ne cântea, că tot se laudă. No. Căminul Arhiplin, nu, erau atâția elevi, premiere, că la școală. Mi-a adus o stație cât de micuță acolo, cu două difuzoare, cu, no, să se audă, sala da. De cămine era mare. Și am cântat atât de frumos, dar fără emoții, fără nimic. Deci ce înseamnă pasiunea asta așa pentru este, muzică da, și, da. Și să pui suflet, să, totul este acolo în ceea ce faci. Deplângea lumea aia în sală, toată lumea. Da, cui e copilul ăsta? Da, cui e copilul ăsta? Nu, cui e? A, e lui Guzgă, care e pădurar. Tatăl meu a fost pădurar, bine că acum e pensionar. Ei, și de acolo a început pasiunea pentru muzică. Și mai târziu v-ați ocupat de această pasiune, să spunem, la modul profesionist? Ați urmat ceva studii? Da, mai târziu am avansat prin plăcerea de a cânta la petreceri. Ajungem și la studii. Am început să cânt la petreceri, pe unde mergeam, cum era, la sate, nunții, botezuri. Veneau orchestre, mă mișcau tălpile, nu puteam să stau. Nu se poate, trebuie să fac și eu melodii, de aceea eu îmi pun în valoare ceea ce cunosc eu și mintea de atunci. Dar totuși a fost o gândire foarte bună. Foarte bună, nu. Pe unde mergeam la petreceri, hai să cânt și eu un pic. Mă rugam de ea, de la orchestră, domnule, nu mai dădeau, mă mai băgau în alte tonuri, dar eu mergeam înainte. Eu știam... Experiența aceasta de petreceri este cumva bună pentru că studiul acesta permanent și greșelile, de ce nu, ajută să te corectezi și să capeți o anumită experiență care este favorabilă pe parcurs. Adevărul este că sunt foarte multe de învățat. Întotdeauna. În domeniul ăsta și mai ales în industria muzicală, foarte, foarte multe lucruri de învățat, pe care se spune că omul moare și nu le știe niciodată pe toate. Și e adevărat. Așa este. Eu zic că în acest punct să vă opresc puțin din firul poveștii și să oferim telespectatorilor și câteva piese muzicale cu Marilena Guzgă. Apoi revenim în platou și continuăm, bineînțeles, povestea. Greu e, Doamne, pe asta nu revenit în platoul emisiunii Izvoarele Folclorului și abia aștept să mergem mai departe cu firul poveștii, că ați reușit pe mine să mă captați și cu siguranță și telespectatorii noștri sunt la fel de captați de povestea dumneavoastră. Ar fi foarte multe de povestit, dar nu e timpul suficient. Mai departe, ce să spun? M-am mărit, am ajuns și eu, cum vă spuneam, că participam la petreceri. După aia am colaborat cu un ansamblu de la Negrești Vaslui, părinții mei fiind în zonă, după cum v-am zis. Ansamblul Hora, mi-am notat eu aici, despre el este vorba. Ansamblul Hora de la Negrești de Vaslui. Pe timpul ăla era coordonator domnul Nicolae Cioată, fie iertat, un bun om, un om cu suflet bun, și mi-a zis: mă, tu nu se poate, tu trebuie să te integrezi în colectivul nostru. Și așa am făcut. Domnul Cioată, zic, îmi doresc din tot sufletul, de-aia am și venit. Și apoi se organizau spectacole. Întâi la Casa de Cultură la Negrești, după aia, hai că vin interpreți mari. A venit pe timpul ăla, erau spectacole frumoase, o iarnă și un frig și o zăpadă, cât așa. A venit și Amzapelea. Țin minte, Dumnezeu să-l ierte pe Amzapelea, un om extraordinar. Nu se poate. Cum eram noi în culise, mai multe interprete, toți artiștii acolo, de acum, eram și eu artistă. Erați lucrat la un, pe lângă un ansamblu, desigur. Exact. Și vine la mine la oglindă și mi-aduce 3 garoafe roșii. Zice: astea sunt special pentru tine. Păi când v-a văzut ochii, normal că v-a dat garoafe roșii. Nu știu ce a considerat atunci și nu pot să spun că am fost emoționată, dar nu mi-a venit să cred. Din ce cât sunt aici, că era colega mea Lili Ciortan, era Luminița Roman, Stella Popescu, că am avut spectacole frumoase cu artiștii mari. A venit la mine. Am mulțumit din suflet, mi-a dat și un autograf, am făcut și poză, cum era pe atunci, cu alb-negru. Și asta era, amintirile rămân, astea nu le uiți. Pe care nu le poate șterge nimeni, nici timpul și nici nimic altceva. Niciodată. Și nici nu le poți uita. Da. Bine, am avut câteva spectacole, chiar și la Ziua Recoltei. Și la Ziua Recoltei am cântat eu pentru prima dată pe scenă la Negrești. După aia a început cu artiștii mari care au fost invitați și am intrat cu toții în scenă, deci nu s-a făcut diferență. Ei, a venit timpul să mai plecăm și noi de pe loc. Și apoi am plecat pe la Tansa de Iași. În comuna natală. În comuna mea natală, că de acolo vin de fapt, din comuna Tansa, județul Iași. Un loc foarte frumos, oameni muncitori, oameni statornici, oameni harnici, nimic de zis. Îi felicit. Și de acolo ne-am dus la Țibănești, în județul Iași, cu Gabi Luncă, cu Ion Honoriu, artiști mari. Și atunci mi-a zis doamna Gabi Luncă: mă, tu n-ai ce căuta aici. La început mi s-a părut o jignire. Am crezut că poate nu-i place la doamna Gabi Luncă ce fac eu, poate nu-i place cum mă prezint. Normal, ca la început. Zice: tu trebuie să mergi la București. Uite, îți dau cartea mea de vizită, adresă tot, număr de telefon, și tu vei veni la București la mine. Ca să vă îndrume. Ca păi de acolo văd eu ce fac cu tine. Și am zis: doamna Gabi, nu știu ce aveam eu atunci, aveam vreo 18 ani. Nu știu dacă, parcă mi-e greu, zic, să mă deplasez de meleagurile mele, abia am început și eu aici ceea ce îmi doresc și... Bine, tu faci cum știi, hotărât mi-a spus, dar eu te aștept la București. Nici în ziua de astăzi nu m-am mai dus. Bine, la București am fost, în televiziune. Mare păcat că nu ați Mare păcat și am zis că o să-mi pară rău toată viața. Și n-ați primit acea mână întinsă. Exact. La urmă. Am refuzat, am făcut o mare greșeală atunci. Omul din greșeli învață. Așa este. Dar ați studiat, mi-ați spus, la Școala Populară de Arte, în Constanța. Da. Ați avut cumva ocazia să vă școliți în acest domeniu. Exact. Nu, a venit timpul măritișului. M-am căsătorit, soțul meu pe atunci, fie iertat că a murit, lucra la Constanța. Și m-am dus și eu. Am lucrat și acolo la Constanța, aveam chiar un serviciu foarte frumușel, se câștiga bine, cum era pe atunci. Muzica. Dar lipsea muzica. Și m-am înscris și eu la Școala Populară de Artă. și am făcut școala populară de artă la Constanța. Alt stil, pe malul mării. Acolo, în Dobrogea, se cântă geamparale. Da, e exact, ca orice regiune. Cum v-ați descurcat cu... Nu, păi la canto nu se punea problema. Studia doar canto, da, nu era neapărat pe canto popular ca să, exact. Deci să reprezentați acea zonă neapărat folclorică. Dar a fost o experiență frumoasă și chiar mă bucur foarte mult. Apoi mai sărim așa, mai ardem etape și ajungem... la Rapsodia Vasluiului, Orchestra Rapsodia Vasluiului, unde ați ajuns în timp de la colaborator la solist profesionist. Da. Cum ați ajuns acolo angajat, solist profesionist? Vedeți, dorința de a face ceva și de a ajunge acolo unde ți-ai propus de când erai mic. O dorință mare. Am ajuns, într-adevăr. La început am colaborat cu Orchestra Rapsodia Vasluiului. După aia am devenit angajat, spectacole nenumărate, în fiecare duminică distram și publicul nostru vasluian. Și acum urmăresc activitatea acestei orchestre și chiar țin să îi felicit și să felicit Vasluiul, pentru că un oraș mic are o orchestră și funcționează. Aici îl felicit în primul rând pe domnul primar. Orchestra are într-adevăr mulți ani de când funcționează și să dea Dumnezeu să meargă până la sfârșit, până la infinit. Este într-adevăr o realizare pentru un oraș. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni cunoscători de muzică, oamenii se integrează perfect în tot ceea ce fac. Nu se pune problema, îi felicit din tot sufletul și le doresc mult, mult, mult succes în continuare. Și poate ajunge și Marilena Guzgă din nou acolo la Rapsodia să mai facem și noi un spectacol împreună. Să dea Dumnezeu, iar eu zic să mai oferim telespectatorilor noștri, bineînțeles, muzică cu Marilena Guzgă. Și vânt, mă, drumul-i greu distrăbătut, mă, că de-a da ploaie și vânt, mă, drumul-i greu distrăbătut, mă, că drumul-i lung și departe, dorul de tine mă arde, mai mă. Ajungi, măicuța mea, mă. Să vii cu trenul de seară, că te aștept, măicuța, în gară. Să vii cu trenul de seară, că te aștept, măicuță-n gară. Oi, aduși și nepoții, te-om întâmpina cu toții, măi, mă. Te-om întâmpina cu drag, că nu te-am văzut de un an, mă. Vină, mamă, să mă alin, care mi-e greu prin străini, măi, mă. Vino cu trenul de seară, că te aștept, măicuță-n gară. venit alături de Marilena Guzgă în platoul emisiunii Izvoarele Folclorului. Dumneavoastră mi-ați mărturisit că aveți și două albume muzicale. Da. Primul l-ați scos alături de Orchestra Rapsodia Vasluiului, sub bagheta maestrului Valentin Tudose, care acum nu mai este, fie iertat, a plecat de printre noi. Deci, și cel de-al doilea album? Al doilea album l-am imprimat cu Orchestra Trandafir de la Moldova din Huști și acolo un colectiv extraordinar. Nu am cuvinte. Mai există această orchestră? Mai funcționează? Sigur că da. Funcționează și Rapsodia Vasluiului, funcționează și ansamblul Trandafir de la Moldova de Huști, sub bagheta maestrului Valerică Petraru. Sunt niște oameni, eu nu am văzut atâta corectitudine și atâta bun simț în vreo orchestră ca acolo la Huști. Ascultători și de dirijori, deci nu se pune problema. Chiar vreau să vă întreb, am mai avut invitații, interpreți care au funcționat ca soliști profesioniști pe lângă orchestre și întotdeauna am fost fascinată de poveștile lor, pentru că noi, tinerii interpreți de acum, nu avem ocazia. Iată, aici în Iași nu avem o orchestră pe lângă care să putem să ne desfășurăm activitatea. Păcat. Avem tot felul de colaborări, dar nu este ca atunci când ești acolo angajat, și mereu sunt fascinată de poveștile pe care le aud. Cum este viața lângă o orchestră? Povestiți-ne o zi a dumneavoastră ca angajat al orchestrei. Cum decurgea? Decurgea ca și o viață normală. Dar bine, te axezi pe ceea ce ai de făcut. De dimineața începeam cu repetițiile. Aveam spectacole care le organizam. Păi făceam repetiții și de 2-3 luni de zile pentru un singur spectacol. Multă muncă, multă repetiție, multă sudoare. Nu se poate fără sudoare, nu poți face nimic. În schimb, aveam și satisfacția că ne aștepta publicul, că le prezentam ceea ce știm să facem, ceea ce suntem, că să o luăm așa pe o cale dreaptă, publicul ne face ceea ce suntem. Așa este. Sunt publicul. Perfect de acord. Dacă reușim să ajungem la inima lui, putem merge mai departe. Dacă nu... Exact. Dacă nu, nu faci nimic. Dacă, bineînțeles, trebuie să cunoști muzica, trebuie să te impui, trebuie să pui suflet acolo, suflet în ceea ce faci. Și o mâncare, dacă o faci și nu pui suflet și o lași la voia întâmplării, nu-i pui ce trebuie în ea, nu iese gustoasă. Cât este talent, cât este muncă și cât este atitudine. Se îmbină una cu alta. Se îmbină toate, nu se poate. Exact. Degeaba ai doar talent dacă nu știi să-l prezinți și să te faci plăcut. Exact, exact. Degeaba muncești mult dacă nu ai talent. Nu ești... Și în domeniul ăsta, mă refer în cariera noastră artistică, mie mi-a plăcut întotdeauna să fiu modestă, să fiu comunicativă, să fiu... Sociabilă, să discut cu toată lumea. Știi cum e, la petreceri te duci, e fel și fel de lume, fel și fel de oameni întâlnești. Le zâmbești drăguț, le vorbești frumos, îi faci o dedicație, omul merge mai departe. Face parte din meserie. Exact. Și omul te simte. Trebuie să știi să comunici cu toată lumea. Așa este. Particip la petreceri și știi cum e. Normal, dar îmi face plăcere. Și mie la fel. Văd în ochii oamenilor că sunt bucuroși și că nu neapărat că mă apreciază acea apreciere care îți dă mândrie, acea apreciere care te face să te simți bine, te simți bine acolo. Ești plăcut. Da, plăcut. Eu am avut spectacole și câteva petreceri. Bine, pe la primarii care au organizat cu ieșirea la pensie, a pensionarilor, cu acordare de diplome la 25 de ani de căsătorie sau la 50 de ani de căsătorie. Nu reușeau să ajungă la mine, dar în schimb, cum făceam program și mergeam printre mese la ei, îmi pupau mâneca de la bluză. Ce sau poate fi mai emoționant de la fuste, și mai motivant? Pe scenă eram și nu ajungeam. Chiar pe la Rafaela de județul Vaslui s-a întâmplat. În multe locuri. Numai ca să... Și atunci simți că ești plăcut. Deci lumea te vrea și când te aplaudă și mai spune, dar mai ziceți un capăt, dar mai încă o melodie. Nu știu cum, ești satisfăcut, îți crește inima da. Că ești plăcut în fața publicului. Pentru că știi să transmiți ceea ce trebuie. Exact. Da, frumos, emoționant, pentru că fiind de acolo, fiind și eu în domeniu, știu foarte bine ce spuneți, înțeleg ce spuneți și într-adevăr este foarte important să fie așa. În cât timp ați adunat materialul pentru aceste două albume și de unde vă inspirați? Pentru că mi-ați spus că sunt creații proprii, atât partea muzicală cât și textele vă aparțin în totalitate. Da. Eu nu am vrut să copii pe nimeni. Am vrut să fiu eu, cea care sunt, cu ideile mele, cu linia mea melodică care am făcut-o, cu și inspirația mai mult din viața particulară, din trăiri, din ceea ce se solicită pe la sate, pentru publicul, ce solicită. Am făcut și melodii cu mamă și melodii de ascultare și melodii de joc și în două albume am ceva aici vorbim de și texte, dar linia melodică, cum se întâmplă? N-am și eu, îmi scriu textele, dar la muzică nu m-am băgat încă, de ce? Eu mi-am făcut, probabil și aici există un secret sau depinde de modul de lucru al fiecăruia. Eu întâi mi-am fredonat singură și mi-am făcut o linie melodică. Am înregistrat-o pe reportofon, ca să nu uit. Normal. Am ascultat-o odată, de 2 ori, de 10 ori. Nu, aici mai trebuie schimbat ceva. Am mai schimbat ceva, dar în ideea mea a rămas că tot aia care am fredonat-o eu prima dată, tot aia e bună. Și aia rămâne. Exact. Deci, prima, că, cum se și spune, prima impresie contează foarte mult și este adevărat. Și aceea a fost prima pornire de creație artistică. Și cu aia am rămas. Zic, nu o schimb, se potrivește așa. După care, stând, memorând, ascultând, mergând pe colo-colo, acum trebuie să-mi fac textele. După acea linie melodică. Făceam, scriam, mă sculam și noaptea la ora 2, la 3, că nu aveam somn. Și ce-mi trecea prin minte, mă duceam și scriam pe hârtie. Atunci era muza trează și trebuia scriam pe hârtie și după aia le combinam. Le combinam să iasă textul așa cu cât de cât ca o poezie înțeleasă. Că normal e o poezie, dar o redai pe o linie melodică. Așa este și trebuie să se potrivească. Exact, acolo vorbeam cu doamna Maria Costioaia, am avut-o invitată în emisiune și spunea că a auzit, s-a întâmplat să audă melodii cu texte care nu se potriveau acolo. Sunt multe. Da, și sună prost, adică nu se poate. Și chiar m-a făcut o remarcă pe această temă și m-a tras atenția tinerilor sau chiar și celor mai cu experiență să fie foarte atenți la acest lucru, pentru că nu dă bine și este păcat. Este păcat. Acel text cu altă melodie ar putea fi foarte potrivit și invers, acea melodie să ceară un alt text sau altă așezare a textului pe note, practic. Exact. Bine, când te duci la o petrecere, acolo se solicită. Noi, ca interpreți, trebuie să avem memorie foarte bună, să ții minte atâtea melodii la petreceri, petrecăriețul cere fel și fel de melodie, trebuie să o cunoști. Melodii care îi plac, pe care le îndrăgești. Nu mai e la spectacol acolo, acolo ești la o nuntă, la un botez, la o petrecere privată, acolo trebuie să fii în asentimentul acolo celor care te comercial, solicită. Exact, spunem. Comercial. Nu mi-a plăcut nu mi-am făcut melodii comerciale, pentru că alea se cer la petreceri. Eu am vrut să fiu cât de cât mai autentică. O să ne oprim aici, mai ascultăm muzică și revenim să discutăm despre acest aspect, pentru că în emisiunea mea autentic este un cuvânt cheie, fără de care nu trece emisiunea. Nu pot să nu mă leg de acest cuvânt, pentru că este foarte important în ceea ce facem noi. Ascultăm muzică și revenim. Măi, frumos cântă lăutarii, mărdarii, măi, măi, merg și eu cu bădița, măi, măi, să jucăm alăturea, măi, măi. Și ne prindem cald de mână, hai să jucăm hora străbună. Plăcăi și fetii mari, măi, să prind lângă gospodari, măi. Și plăcăi și fetii mari, măi, să prind lângă gospodari, măi. Intră toții ora mari, măi, măi, ca în zi de sărbătoare, măi, măi. Jocoaii stai tare mândru, măi, măi, tot omul de-a rândul, măi, măi. Ce frumos cântă muzica, orice-aș face nu pot sta, măi. Ha, ha. Cântă lăutari de soi, măi, cât are-s vestiți la noi, măi. Când s-aude trompeta, măi, răsună toată valea, măi. Frumos cântă rapsodia, măi, măi, îi răsună toată glia, măi, măi. Și de acolo mai departe, măi, măi, prin satire înveșinate, măi, măi. Cât cântă lăutari de soi, la noi, cât cântă rapsodia, cântă. Păi unii joacă, alții ascultă, hop, hop și așa. Am revenit în platou și revenim cu discuția noastră despre autentic. Se mai păstrează acum autenticul în cântecul popular? Da, se mai păstrează, dar vedeți că bătrânii noștri, de unde culegeam piesele și ne inspiram, poate, și un bătrân dacă îți spune o vorbă, parcă se leagă ceva acolo și ții minte, îți dă o idee. Nu prea mai sunt din bătrâni și greu îi găsești. Așa că ne străduim să facem cât de cât să fie autentic ceea ce creăm noi. Pornind de la acea bază din bătrâni de care vorbeați. Din bătrâni, exact. Mai găsim acum acei rapsozi populari? Eu n-ai caut și nu-i găsesc. Nu prea-i mai găsim. Mai spuneam că nu prea-i mai găsim. Ca să-i găsim, poate sunt, dar cine știe prin ce sate, prin ce fundături, prin unde să-i găsim. Și s-au pierdut, sunt foarte în vârstă, dacă s-au pierdut mulți din tradiții. Da. Din păcate, din păcate. Și e păcat. Ce tradiții frumoase erau la noi când eram copii. Eu mi-aduc aminte, chiar că de erau zăpezile cât gardul, dar la sărbătorile de iarnă, tradiție era tradiție. Frumos, foarte frumos era. Și noi abia așteptam să ne ducem cu colindul, cu plugușorul, cu erau zăpezile mari, cu traista după noi, ca și copii. Da, da. Strângeați nuci, mere. Nuci, mere, colaci, ne hărmuiau câinii prin sat, aruncam colaci în câini ca să nu ne rupă câinii. Da. Era frumos. Era frumos. Acum nu mai există așa ceva. Și nu atunci ce facem? Ce-i de făcut ca să putem păstra? Dumneavoastră încă ați mai prins. Eu sunt un pic mai mititică, să spun așa. Le-am prins și eu pe la bunici, prin județul Botoșani, dar acum, la vârsta la care sunt interesată de acest lucru, nu reușesc să regăsesc aceste momente, aceste tradiții. Ce-i de făcut? Ce recomandați tinerilor care îmbrățișează această meserie, acea de interpret de muzică populară, să nu se abată de la drumul drept, chiar dacă noi acum nu mai avem de unde ne inspira practic în mod direct? Ce facem? Să ascultăm, să căutăm, să ne bazăm creațiile noastre pe acel autentic și să nu ne abatem de la această linie? În primul rând, toți tinerii ăștia, și sunt tineri destul de buni, se încadrează perfect să lucreze în industria muzicală. să-și atingă un scop în viață. Va trebui să asculte și de ăștia la alți care suntem mai în vârstă și avem cât de cât cunoștințe în domeniul ăsta. Nu să spună, ce mă mai învață și pe mine asta, parcă eu nu știu. Nu e așa. Trebuie să înțeleagă cu atenție, să fie ochi și urechi de la cineva mai în vârstă, dacă îi spune ceva sau îl îndrumă sau îl învață, un comportament în scenă, cum ar trebui să procedeze, pune și-ți fă creațiile tale, pune și adună tu folclor și redă pe o linie melodii, fă-ți tu melodiile tale, hai să organizăm spectacole cu copii, să învățăm și dansul popular și folclorul, și deci să nu se piardă, că e mare păcat. Mai sunt cărți, mai sunt culegeri. Exact, avem culegeri de folclor, avem atâția interpreți pe care îi poți suna, le poți cere o părere, îi poți... Uite, și dintre cei care nu mai sunt, acum tehnologia, îmi cer scuze că vă întrerup, ne oferă posibilitatea de a-i putea asculta. Există pe internet filmări vechi de unde ne putem... Tehnologia acum a avansat, nu mai este ca înainte să asculți numai la radio când se dădea muzica preferată sau la difuzoare cum era. Acum găsești orice, în orice domeniu al muzicii găsești ceea ce vrei. Numai să-ți placă ceea ce faci. Să-ți placă și, foarte important, ați spus, găsești ceea ce vrei, dar trebuie să știi să selectezi. Să selectezi ceea ce este bun. Ce este bun și ce ți s-ar potrivi ție. Eu, când eram la Rapsodia Vasluiului, organizam în fiecare an festivalul ăsta de folclor Țară Nouă Cântec Tânăr sau Cântec Drag din Plai Străbuni, acum încoace. Acolo am participat și eu, am luat și eu acolo premii și diplome și trofeu și așa mai departe. Deci aveți și activitate competițională, practic. Da, ați participat și la concurs. Da, am participat și cu orchestra, Marea Orchestră Lăutarii din Chișinău, am cântat în live, într-un spectacol aici, în Moldova, la Negrești Vaslui. Am fost atât de mândră de nu pot să spun. Dar este un lucru cu care să ajungi să cânti cu lăutarii din Chișinău sub bagheta maestrului Nicolae Botgros în scenă. Sinceră să fiu, nu am avut emoții absolut deloc. Eu nu sunt emotivă, indiferent unde aș merge, nu sunt emotivă. Mulți mă întreabă, chiar și soțul meu, nu ai emoții? Eu emoții? Niciodată. Pentru că îmi place ceea ce fac. Sunt acele emoții constructive care vă dau un imbol. Îmi place ceea ce fac. Așa, și să revin la subiect. Când eram la Rapsodia Vaslui, se organiza acel festival, a venit o fată. Toți din ansamblu spuneau că nu știu dacă o să intre, nu știu dacă o să fie. Nu mă zic, o băgăm. O băgăm, fata e bună. Într-adevăr, am băgat-o, nu știu, o luat, cred, o mențiune, după care m-a rugat frumos. Doamna Marilena, am văzut la dumneavoastră parcă așa un suflet bun, simt că am o încredere mare în dumneavoastră, ce aș putea să fac? Măi, Măriuță, uite care e situația. Maria Suharu o cheamă, acum e plecată prin Londra, a devenit o artistă cunoscută și acolo. Am văzut că mai pune postări, cântă prin restaurant, are activitate muzicală. Măriuță, zic, facem în felul următor, dar mă asculți cu atenție. Uite, eu îți ofer niște negative de ale mele, deci cu acceptul meu. Tu mergi și imprimă-ți vocea pe ele și du-te în televiziune, du-te și te afirmă că pe parcurs tu o să-ți culegi folclor, o să-ți compui melodii, o să-ți faci melodiile tale, dar ca început, uite, eu te ajut să faci chestia asta. Și am făcut-o. Nu pot să spun câte cuvinte de mii și mii și milioane de mulțumiri am avut și în ziua de astăzi. Și așa a făcut fata. Bine că nu a uitat cine a ajutat-o. Nu a uitat și nici nu o să uite. Gestul pe care l-ați făcut dumneavoastră, într-adevăr, este unul demn de respect, pentru că nu oricine... Care nu o face oricine. Exact. Nu oricine își dă piese din repertoriu propriu, pe mâna altcuiva, până la urmă sunt piese muncite, plătite, scump. Normal, dar eu nu am pledat la chestia, că am undit, de ce să aibă și altă. Nu. Lasă, uite, eu te ajut și mergi mai departe. Acum fata și-a făcut melodiile ei și a înregistrat albume, îmi mulțumește oricând, și când a mers în televiziune, la o emisiune, la o televiziune din București, a spus pe post: nu sunt melodiile mele, sunt melodiile doamnei Marilena Guzgă, căruia îi mulțumesc din tot sufletul și nu pot să uit ceea ce a făcut pentru mine. Iată că ați avut mână bună în acest caz și ați reușit să faceți un lucru. Eu și la magazin, dacă mă duc și sunt primul client, acum că ne batem un pic de la folclor, Zic, vedeți că după mine, eu sunt bună la saftea, după mine o să aveți clienți mulți. Dacă mă duc a doua zi, trec pe la acel magazin, zice, doamna, ați avut dreptate. Aha. Am făcut vânzare. Ei, la mine nu ați fost primul invitat în emisiune, dar cu siguranță după ce ați trecut dumneavoastră vor veni mai mulți. Voi avea emisiuni din ce în ce mai frumoase, ca și cele care au fost până acum și bineînțeles care vor urma. Doamne ajută, așa să fie. Păi eu am numai invitații aleși pe sprânceană și îmi face mare plăcere să fac acest lucru. Mă bucur. Și să am, iată, artiști, așa cum sunteți dumneavoastră, de la care, cum am spus la început, avem ce învăța, iar poveștile acestea de viață întotdeauna au acolo un exemplu pozitiv și se poate regăsi cineva în ele și exact. Poate să rămână cu ceva. Exact. Ne apropiem de final. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați poposit astăzi aici. Veniți de departe, pentru că noi am spus la început că viața v-a dus într-un alt capăt de țară. Dumneavoastră acum stați la Arad, acolo locuiți. Da, de 5 ani la Arad. De 5 ani, dar veniți cu mare drag aici la noi în Moldova și cântați. Pentru că aici mi sunt rădăcinile. Aici mă cheamă și publicul să vin, să le prezint melodiile mele și sufletul. Și glia și tot. Și sufletul mi-a rămas tot aici. Nu că va rămâne tot timpul. Deci, rădăcinile se cunosc. Se cunosc și oriunde am fost invitată, dragi domnilor primari, dacă mă invitați, oriunde ar fi, chiar că vin de la Arad, cu mare drag vă însoțesc. Nu se pune problema. Da, într-adevăr, nu ne putem rupe de locurile unde ne-am născut, unde am trăit și unde ați făcut carieră. Exact. Și cu siguranță nu vă opriți aici. Nici nu mă voi opri. Aveți planuri de viitor, eu știu, poate un nou album, o nouă colaborare. Mai am vreo 12 melodii încă, textele făcute. Acum trebuie să mă lupt cu memoria mea, să o pun în practică și să-mi fac și liniile melodice. Deci aici o să procedez invers. Invers decât până acum, da. Decât până acum. Pentru că le am deja scrise de mai mult timp și de mult timp mă țin. E și normal ca la un 5-6 ani să scoți un nou album. Da, se cere, practic. Se cere, sigur că se cere. Că altfel lumea ne uită dacă nu suntem activi. Și acolo la Arad am colaborat cu un ansamblu de dansuri, Românașul din Zimand. Mergeam la spectacole împreună cu ei, mergeam prin toate zonele alea pe acolo și acolo au început oamenii să mă cunoască, pentru că sunt moldoveni împrăștiați peste tot. Da, să nu credeți că numai peste granițe, peste tot în țara asta, dar și peste granițele țării. Da, și chiar am fost primită cu bine, cu brio, cu aplauze. Normal, îți crește sufletul. Dacă te duci la un spectacol și măcar 4 palme primești, atunci înseamnă că ți-ai atins scopul, lucrul pentru care ești acolo s-a îndeplinit. Exact. Păi eu vă doresc succes și în primul rând să fiți sănătoasă, că dacă avem asta le putem face pe toate, putem merge mai departe și să ne revedem cât de curând, la fel ca și până acum, la evenimente frumoase, iată, la emisiuni. Doamne ajută! O să rămânem prietene și o să rămâneți colaboratoarea mea de acum înainte mult timp. Și mă bucur tare mult că v-am cunoscut și că v-am avut astăzi aici. Și eu mă bucur nespus. Vă mulțumesc din tot sufletul. Sper să vă placă ceea ce v-am povestit. Sper. Eu oricum sunt optimistă și o fire pozitivă și optimistă și așa că nu-mi fac griji. Am încercat întotdeauna să fiu plăcută oricui. Așadar vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră, vă mulțumesc celor care ne-ați fost alături aici și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine la cât mai multe petreceri, la câte mai multe spectacole, să fim în fața publicului, dacă se poate, în fiecare zi. Dar nu se poate așa ceva. Așa este, dar este suficient cât este și ne mulțumim. Ne mulțumim cu ceea ce facem și cu ceea ce suntem. Și așa cu asta îi mulțumim lui Dumnezeu și să mergem tot înainte așa. Iar eu, dragi telespectatori, până data viitoare, până când ne vom reîntâlni din nou la emisiunea Izvoarele Folclorului, vă doresc să fiți sănătoși, veseli și, bineînțeles, să ne revedem cu bine. Iar acum vă las în compania muzicii cu Marilena Guzgă. nu mă lasă, nu mai beau, tairam, tairida. Cu toți și când poasă pura, tairam, tairida. Dacă nu las mai pura, tairida. Eu deșudam să mă bat, mai tairam, tairida. Am să spun la lumii cât mai tairida. Îmi ușesc toată zâulica, tairam, tairida. Dar el îmi ascunde stica, tairida. Eu mă duc la cămăline, îi să iau jândii la cămine. Uita înapoi chimia pe hop să-i iau din urma mea, mă. Eu mi-am făcut socoteală, taira, tairida. Să mai beau până la vară, taira, tairida. Și de acolo oițene, taira, tairida. Până s-a coașe și ea mea, mai taira, tairida. Muncesc din greu, mai tairam, tam, tiridai, tirida. Până ajung la genul eu, mai tai, tiridai, tirida. Dacă am genul pe masă, tairam, tam, tiridai, tirida. Mai este în casă, weekend și noaptea noastră. Mai eu cu jilia cu mâncare, că așa-i n-am avut eu, sunt bune, nu pot să dau mă. Și-ați beau paharul tot, tairam, tairida. Cât sunt tânărâșă pot, tairam, tairida. Că atunci când noi putem, tairam, tairida. Noi pe porția mea, tairam, tairida. Am să beau și-am să și stăzi, mai tairam, tairida. Cât sunt și ieși și trăiesc, mai tairida. Că atunci când noi plecăm, tairam, tairida. Noi pe porția mea, mai tairida. Și-am să beau paharul tot, păi cât sunt tânărul și pot. Păi că atunci când voi pleca, mă, păi voi îți bea porția mea, mă. Hop, și-așa, mă. Moldovean, că sunt zăbini, și nu-i alta sa ca mine.